Cum vezi actuala situație de la Rapid? Pentru că Rapid este departe de locurile de promovare în acest moment. Mă uit și eu așa cum se uită tot suporterii rapidiști și urmăresc cu interes fiecare meci, fiecare meci al lor, și este normal să fiu dezamăgit de câte ori văd că au probleme și nu reușesc să câștige și ne împotmolim mai mereu așa în meciurile cu echipele din Liga a doua. Probabil că nici lotul în momentul acesta nu-i ajută. Au fost tot felul de frământări la Rapid, tot felul de schimbări. S-au schimbat mulți antrenori. Antrenorii la rândul lor au spus și ei că nu au avut la dispoziție ceea ce se așteptau din punct de vedere valoric al lotului. Da. Normal că nu au spus-o așa cum o spun eu, pentru că erau implicați direct și era greu să spui că, bă, n-am echipă. Da. Dar așa se vede din afară, că toți au fost practic nemulțumiți de ceea ce au avut la dispoziție să antreneze. Te doare când vezi lipsa asta de rezultate a Rapidului și, vorbind de o ratare a promovării sezonului trecut, și acum se îndepărtează tot mai mult de promovare? Da, mă doare, pentru că mi-aș dori din tot sufletul să văd Rapidul din nou în prima ligă, să vedem noul stadion, să vedem suporterii pe noul stadion în momentul în care o să poată fi posibil acest lucru, când o să scăpăm de această pandemie. Și de aceea, cu cât văd că ne îndepărtăm de obiectiv, cu atât sunt mai trist, așa cum a spus și actualul antrenor al Rapidului, toată suflarea rapidistă suferă. Este greu însă, pentru că trebuie ținut cont că Liga a doua nu mai este ce era acum 3-4 ani. Nivelul Ligii a doua a crescut foarte mult. Sunt echipe de tradiție acum și echipe puternice cu antrenori foarte, foarte buni. Da. Ai acceptat să vii la Rapid în orice formă, dacă s-ar face o ofertă, ca manager sau ca antrenor? Da, depinde. Mi-aș ajuta Rapidul în orice moment cu orice aș putea. Însă nici nu aș fi dispus să mă, cum să spun, să mă duc cu ochii închiși așa, numai de dragul de a fi acolo, dacă știu că nu pot să ajut implicit cu ceva această echipă. Adică da. Să fiu omul potrivit și omul care ar putea să facă ceva pentru echipă. Cum pentru că sunt mulți, îți spun, sunt mulți antrenori, sunt mulți oameni care răspund la întrebarea asta, da, mă duc, fac orice ar fi, dar trebuie să-ți faci o analiză și să vezi dacă tu într-adevăr ai putea să ajuți clubul sau te duci acolo într-un moment în care ai prelungit decât această agonie. Trebuie să pui niște condiții în momentul în care te-ai duce din orice, să ai un plan din orice poziție. De asta zic că probabil s-au făcut acolo multe, multe lucruri pripit. Cum ai interpretat demiterea lui Adi Yanchi? Nu m-am așteptat, să știi, nu m-am așteptat, pentru că în momentul în care, mă rog, Pancone a plecat, a venit Adrian Yanchi, m-aș fi așteptat să îi se dea mai mult încredere și era clar, pentru că eu l-am urmărit pe Adi și am văzut în toate intervențiile lui că a tras de fiecare dată semnale de alarmă, da, în ceea ce privește subțirimea lotului. Și atunci, dacă el era conștient de sau anticipa ceea ce o să se întâmple și nu a avut un sprijin foarte mare la nivelul conducerii, și aici mă refer la faptul că ar fi trebuit să-i fie adus și jucători mai valoroși, cu care poate să ducă un campionat de Liga a doua până sus, la play-off. Da. Atunci, nu știu, demiterea lui mi s-a părut ceva de genul, totuși să scoatem un tap ispășitor din toată această poveste.
se vorbește, mă rog, noi de la ProSport am scris în exclusivitate în urmă cu vreo două săptămâni despre faptul că antrenor va fi Nicolae Grigore și va avea un director tehnic cu experiență. Se vorbește ori de Florin Marin, ori de Viorel Hizo. Din ce știu eu, șanse mai mari ar fi către Viorel Hizo. Și te întreb, cum vezi această variantă pentru Banca Tehnică Rapidului? Nu știu. Este iarăși un antrenor care ar fi la început de drum, ca să spun așa. Poate că, așa cum ai spus și tu, dacă a fost gândit într-adevăr această variantă cu un director tehnic cu mult mai multă experiență, poate că ar fi aceasta într-adevăr o soluție. Însă, în momentul când există un director tehnic și un antrenor, atunci ar trebui foarte bine stabilit cui va reveni responsabilitatea, pentru că antrenorul o să aibă filozofia lui. Antrenorul, fiind un antrenor tânăr, bănuiesc că are o filozofie a lui legată de ultimii ani, ca să zic așa, ai fotbalului. Da? Un director tehnic care a activat într-o altă perioadă a fotbalului, probabil că o să aibă alte idei și o altă filozofie. Eu nu spun că una este mai bună sau cealaltă este mai bună, dar probabil că vor fi ceva conflicte acolo de idei. Interesant ce spui. Adică e posibil să fie reversul medaliei, în loc să ajute mai mult să facă rău o astfel de combinație. Asta mi se pare. Pentru că nu e nici cal, nici măgar. Ok, în momentul în care aduci un antrenor tânăr, un antrenor care e la început de drum, trebuie să, dacă vrei să aduci și un director tehnic, să aduci un director tehnic care să aibă aceeași filozofie ca și antrenorului și să-l sprijine, dar să mai fie încă o pereche de ochi acolo cu sfaturi, să puncteze exact lucrurile cele mai importante, să nu se implice foarte mult, să dea peste cap aceste idei ale antrenorului, dar să-l fie acolo, să-l tragă puțin de mânecă. În momentul în care tu aduci doi oameni în club, unul de generație tânără, celălalt de o generație mult mai în vârstă, s-ar putea ca, așa cum a spus, planurile lor tactice să nu coincidă. Da. Și să ai o problemă.